Strategia Ministerului Sănătății privind comasarea sau desființarea unor unități sanitare este pur orientativă și doar consiliile locale vor decide ceea ce se va întâmpla cu spitalele pe care le au în administrare. Prefectul județului Prahova, Adrian Dobre, a mers la minister și a discutat cu reprezentanții acestuia. Astăzi, prefectul a încercat să lămurească aspectele care nu s-au înțeles în momentul apariției strategiei. Consiliile locale pot decide ce vor face cu aceste unități, dar în momentul acreditării este foarte posibil ca autoritățile să trebuiască să susțină plata pentru aceste spitale. Pe baza unor criterii, pe baza unor indicatori pe care spitalele trebuie să le îndeplinească, aceste spitale vor fi acreditate sau nu. Cele care vor fi acreditate în continuare vor primi finanțare de la Casa de Asigurări de Sănătate, cele care nu vor fi acreditate, altă va fi varianta de susținere în continuare de către autoritatea publică locală sau în condițiile în care dânșii reușesc să realizeze un parteneriat public-privat, să fie finanțat prin acest parteneriat public-privat sau să existe varianta închiderii spitalelor. Prefectul susține că în acest moment preventoriul de la Poiana Țapului nu întrunește condițiile acreditării nici pe departe. Cât despre spitalul TBC de la Florești, ministerul are o nouă viziune care pare să excludă riscurile existente acolo. La fel, acest centru de bătrâni care se dorește sau este în viziunea ministerului de a fi transformat în centru de bătrâni spitalul de la Florești, poate să fie un centru pentru bătrâni cu boli pulmonare, dar nu care se adresează numai cetățenilor din județul Prahova, bolnavi de plămâni, ci la fel din întreaga țară. Prefectul a primit memorii de la primăriile Bălțești, Florești, Azuga, Urlați și Ploiești, prin care se solicită menținerea unităților spitalicești de pe raza acestor localități cu aceeași activitate pe care o au în prezent. La Ploiești, de exemplu, municipalitatea a solicitat ca spitalul de boli infecțioase să rămână ca și până acum, dat fiind că această unitate deservește tot județul.